Bună ziua și pacea Domnului nostru Iisus Hristos și Dumnezeu să vă binecuvinteze! Vrem să pregătim astăzi prăjitură și vrem să facem o prăjitură cu aluat fraged. Prăjitură cu aluat fraged care o să facem cu mere și cu brânză. Și avem aici toate ingredientele. Avem așa, 1 kg de făină, avem 500 de grame de unt cu 82% grăsime, așa ceva, de la Aldi. Cine este aici în Belgia, știe. Avem 200 de grame zahăr pudră, avem și o esență de vanilie, zahăr vanilat, praf de copt, punem coaja de la o lămâie, 2 ouă, 200 de grame de smântână și 50 de mililitri de lapte. Și asta va fi prăjitura noastră cu aluat fraged. Și acum cernem făina. Vă spun și eu bună ziua și Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți care ne urmăriți. Amin. Vă spun și eu pacea Domnului Iisus Hristos, Dumnezeu să vă binecuvânteze. Și soarele, când iasă soarele, când ploaie, când ninge, da, când da. Nu mai știm de căpânăște. Așa e la noi. Și acum punem, puteam să dau pe răzătoare, da. Da, dacă nu ai dat, acum facem mâna. Acum facem cu mâna. Și facem așa cu mâna. Untul este rece de la frigider, cam trebuie să fie rece de la frigider, nu moale, ca să putem să-l facem așa cu mâinile, să-l sfărâmăm cu mâinile și să-l facem așa să fie ca nisipul, nisipos. Să-l facem așa până el e nisipos. Vedeți? Cam așa. Stai că mi-a scris cineva la comentarii ca să spun, ca să punem la prăjitura care am făcut, adică la cozonacul care am făcut, să pun și spuma, adică albușul de ou care am pus la... Acum aia știți voi, să știe. Dar o să pun pe Abel să o pună. Că dacă faceți umplutura la cozonac, puneți albuș de ou. Merele alea ce face acolo? Păi prăjitura asta facem. Și când le... Păi trebuie să le facem, ia că facem aici prăjitura, o punem la frigider, că trebuie să stea și un pic la frigider și facem merele după aia. Luăm coaja de pe ei. Da. Mama punea și un pic de drojdie, dar uite că nu am drojdie, vezi, Nora? N-am drojdie. Ce ne face mere aici să ne cumperi? Tu te aici la Alibaba, dar este un cubuleț de drojdie. Dă-i, Marcel, niște mărunt să meargă, să ne iei, să punem mai bine drojdie decât ăsta. Cât e de drojdie? Un pic de drojdie punem. Dă-i un leu. Un leu? Păi da, cât o fi? Da, cu două, da, întreb. 50 de bani? Tot cât o fi unul. Știi, leu, Nora. Așa, ca să punem e mai bine decât, să fim mai sigur. Mama punea drojdie un pic la ea. Da. Eu așa știu că făcea mama prăjitura asta. Nu, bineînțeles că nu o făcea cu unt, o făcea cu untură. Dar eu v-am spus de fiecare dată că noi nu prea mâncăm cu untură. Așa, să pun untură în prăjitură, mai bine fac cu unt, că nu are atâta grăsime. Da, dacă aveți untură, puteți să faceți cu untură. Puneți câteva linguri de untură, 3-4 linguri de untură sau 5 linguri de untură și ai făcut prăjitura. Da. Eu nu fac așa cum v-am spus. Da. Mama nu făcea la grămaș niciodată prăjitura. Niciodată n-am văzut-o pe mama să face
prăjitura, mai ales prăjitura asta la gramaj. Ea punea după ochi. Ea punea făină, ea punea untură, punea niște ouă. Nu avea ea lămâie să pună lămâie, mai punea zahăr vanilat. Smântână punea la ea. Și un pic de drojdie. Uitați. Sperăm să ne iasă, să vedem câte tăvi o să ne iasă de aici, să vedem, pentru că le place asta cu mere, chiar ne place la toți și cu brânză. Da, a venit Nora, ai cumpărat? Cum e vremea afară? Văd că uitați-o și soarele. Mm-hmm. Ca să vezi și să nu crezi. Da, sarea. Ai uitat să pui sare. Iar că aici o să punem sare. Avem și lingurița. O să punem și sare. Nu, cam așa. Uitați. E gata. Și acum facem așa o... un loc, în mijloc. Așa. Și o să punem zahărul, pudră, o să punem două ouă, cu tot, cu albușul, cu tot, așa, hai să pun sarea ca să nu uit, o să punem o jumătate de linguriță sau o linguriță de sare, așa. Trebuia să-l pun, să-l amestec, da, lasă să amestecă el și așa. Hai. Bun, punem drojdia. Păi pun-o, că n-ai pus-o. Stai că așa, o pun așa. Imediat, să răzărim un pic de coajă, de lămâie. Să aibă așa un gust. Zahărul vanilat. Trebuie să punem. Un pic de... Mai grijă să nu îți pune așa pe rând. Lasă că pun, nu? Că lasă că aici avem tot. Lasă să uiți și soarele, soarele acum. Soarele. Lasă uiți sarea. Da. Mă gândă, dacă greșește omul puțin în vorbire, imediat gata. Da, adevărat, gata. Nu la serie, hai. Și tu ce faci? Și eu? A, și eu tu ce fac? Ești mai bună. Da. Am tot nu râzi. N-am râs. Eu dacă mai știrbesc așa, din semeni nu sunt buni. Știu. Nu. Am spus soare, în loc de sare. Nu, bun. Am făcut și asta. Punem și două pliculețe de zahăr vanilat. Așa. Punem o linguriță de esență de vanilie. Și asta e bună. Așa. Punem smântâna. Smântâna de la Lidl. O am. Manofi din România. De unde e din România? Vreau să vă spun. Nu, din România. Prieteni, că în România sunt produsele mai bune. Așa cum punea mama, o punem aici așa în lapte. Și dacă totuși punem drojdie, punem așa. Și punem, nu punem mult, cam punem... un sfert din... Da. Cam așa. Câte grame are? Pe asta are 42 de grame. Nu, apoi vreo 15 grame. Cam așa. Da. Mama așa punea. Eu așa știu că punea. Mama știa că așa o fac. Acum...
Mă pui acolo? Da, o punem aici, da. Mai încet, că tot am făcut aici, trebuie încet, să vin ora cu... Cu aia galbenă să ștergem de aici. Așa se mai întâmplă la bucătărie, nu? Pe la bucătărie așa se întâmplă la ce? Da, da. Acolo. Dar celălalt nu se întâmplă așa, numai că el nu filmează. Așa este. Na, așa trebuie să fie. Și asta va fi prăjitura noastră cu luat fraged. Așa. Dacă o să ne mai trebuiască puțin lapte, o să mai punem. Dacă nu, nu mai punem. Facem bine, strângem bine aluatul. Tu nu știi deja dacă îți mai trebuie. Că depinde de făină, Marcea. Știi că făina este care... Nu este tot la mem, cum să spune? La fel. La fel. Este făină care e mai umedă, este făină care mai trebuie. Depinde de făină. O strângem toată. Asta nu trebuie mult frământată. Aluatul frage nu trebuie, îl strângem bine. Și am făcut, uitați, un aluat de numa. O bunătate. Merele, el stă la frigider. Să-mi cauți în ora punga, rulou, punga. Aia alimentară, ca să-l punem la... Că dacă noi aici îl mai frământăm, se topește tot de la mâinile noastre. El nu trebuie mult frământat. Îl strângem așa frumos și îl punem la congelator. La frigider. La frigider, nu la congelator, Doamne! Îl facem așa, uite. Uite, mai punem un pic de... Ce? Făină pe blat, ca să-l pun aici pe blat. Vedeți? Strângem tot. Dar să vă arăt eu că a ajuns ceva pentru Nora, care i-am comandat, care v-am spus. Dar sigur că da. Lasă că arăți după ce frământ aici. După ce frământ vreau să arăt. A prietenii mei, la surorile mele minunate. Ia că așa. Vedeți? Știu că sunt gospodine care știu că știu surorile care sunt mai în vârstă să facă aluatul ăsta vechi, care făceau bunicile noastre. Am mai spus eu că bunica mea numai prăjitura asta știa să facă. Și te faci numai ce știa ea, nu? Vreau să vă spun că bunica mea de Crăciun, de Paști, și așa când mi-a făcea ea câteodată, ea numai prăjitura asta știa să facă. Ea nu știa un tort să ne facă. Ea nu știa așa cum făcea mama. Îl punem în folie. Nora, de ce stii lumina aici? Și punem la frigider. Ia ca așa. Lasă lumina așa, că trebuie să lumini de aici să vedem. Acum noi pregătim. Până noi facem aici. Nu, bun. Până la frigider acum. Revenim. Vrei să faci și tu? Mhm. Păi de ce faci și tu acum cu mine? Vreau. Ia. Uite aici, Mirei. Cât e? Lasă, bine. Îmi iau eu, dacă îmi trebuie. Da? Tu cu aia faci. Eu fac cu aia ta. Eu fac cu cea cu mine, da? Ți-a schimbat cameramanul? Da. Tata este ca bucătar? Acum nu-s bucătar. Dar nu ai șorțul. Că nu, mă. Da, trebuie și șorțul. Dar ce, mă cunoaște prietenii? Lasă, că te cunoaște. Nu, mă cunoaște, nu eu sunt. Ha, ia. Așa stă mai bine ori cu șorțul. Soțul trebuie să-l iau.
De unde ați luat merele astea? De la Aldi. De la Aldi? Sunt bune, sunt dulci. Sunt dulci, da. Da, sunt bune. Sunt stricate? Ha? 2,50 € era 2 kg. Da. I-am văzut că sunt așa frumoase. Sunt frumoase. Nu erau cum i-am luat atunci, știi, Nora, când am toate, erau stricate atunci când am făcut. Erau stricate, da. Mhm. Dar văd că astea nu. Și sunt dulci. Am mâncat din ei, sunt dulci. Înseamnă că trebuie să mănânc și eu. Nu așa ne place, să fie dulci. Acum la alții le place să fie așa, mai acri, acrișori, spre dulce așa. Nu? Da. Să vedem cât o să facem. O să jumate, nu? Am o faci pe toate, nu? Le curățăm pe toate. Vrem să facem o tavă cu mere și o tavă cu brânză. Da, dar să ajungea luat. Acum pun în tăbile alea care sunt mai mici, nu pun aia mare. Nu s-a luat. O să văd eu. Nora, du-te și adu rochia ta aia frumoasă care a venit astăzi. Adu-o să o arătăm la prieteni. Te-am spus că o să vină o rochie frumoasă pentru Nora și m-am spus că vreau să vă arăt, să o vedeți ce frumoasă rochie i-am cumpărat de pe internet, de pe Shein. Și chiar ați văzut voi că am arătat și rochia mea. Și vreau să vă spun că adevărat că eram întristată că nu a ajuns al Nora mai repede decât a mea. Pentru că nu. Ea e tânără și ea se bucură mai bine. Și chiar dimineață când voiam să mă duc la farmacie, hai că filmez eu Nora. Da, trebuie să mergi și să te îmbraci. Da, 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 să, păi așa se face, păi da, sigur, ia uitați, ce frumoasă rochie am luat la Nora, nu? Da, ai scos-o din pungi, nu? Acolo sunt pungile, da, Nora. Am păi aia era a mea, Marcel. Dar mai are și eu, nu am da, da, două, am arătat. Asta e a doua. Da. Noi am deschis-o din pungi, că n-am mai avut răbdare. Ia uitați aici, așa, a venit în pungi din astea, așa, cu, stai să-mi se vadă numele, așa a venit, în punga asta și în punga asta la altă. Da, de pe Shein. Da, dar Nora n-a mai avut răbdare, normal, a deschis-o, mi-am deschis-o imediat să vedem dacă e rochia, să nu... Vreau să vă spun, cu rochia mea, adică cu rochia care am făcut prima dată, a venit costumașul ăla de copil. Vreau să vă spun că în loc de rochia m-a trimis costumașul. Da. Rochia care mi-a venit, aia am comandat-o a doua oară. Când a venit rochia lui Nora, aia prima albă care am făcut-o, și a venit și costumașul, ei au trimis mesaj. Și au spus că mi-a trimis rochia și încă rochia nu venise, că a venit costumașul. În loc de... În loc de rochie, da. Ei au făcut greșeală acolo. Și acum... Da, du-te, Nora, du-te. Du-te, îmbracă-te să vadă prietenii noștri, frații noștri, surorile noastre cum... Și asta vreau să vă spun că în loc de rochie ne-a trimis costumașul. Ei ce au spus acolo pe mesaj, au trimis mesaj că mi-a trimis rochia. Dar de unde? Că asta care a venit... Când v-am arătat-o, am comandat-o a doua oară. Am zis la Abel, nu lasă acum, ce-am avut și ce-am pierdut, 20 de euro. E costumașul ăla în loc de rochie. E rochie atât era, da, 27 de euro. Nu? Da, ajunge, Marcel. Da, așa era 27 de euro rochia, că trebuia să plătim și transportul.
Și a rămas costumașul, da? Lasă. Asta e. Ce am avut și ce am pierdut, da, așa bun, cum am spus. Acum, da, acum o să le răzălim, să-i dăm părăzătoare. Că vedem cât... Da, da, suficient o tavă. Așa se mai întâmplă cu asta. Da. Așa-i, Marcel. Era așa. Vezi cum era. O să răzărim și... Ai mâncat să vezi cum o smerele. N-am mâncat. De ce n-ai mâncat? Că n-am mâncat. O, hai gustă să vezi cum. Lasă că gustă. Vrei? Lasă că nu. Gustă tu. Mai mânc eu? Da. Bună. Sunt dulci, foarte bune. Da. Așa le facem pe toate fetele. Mere mai bune ca alea care am făcut ora trecută. Da, toate erau stricate alea. Gata, te-ai îmbrăcat, nu hai în ora să vedem. Dar acolo la rugină să te vadă. Hai, aici așa. Mamă, uitați. Na, uitați-o până în ora. Mama mea ales-o pe site-ul. Uitați, ce sandale frumoase are în ora. Trebuie călcată și gata. Întoarce-te în ora? Cum au pus-o ei acolo... Da, e la biserică, așa, nu? Da. Sau să merge bine. Așa, E frumoasă în ora. Ia uite ce frumos stă la nora. Da, încălcere așa frumoasă. Și la... Uite cum este la manager. Cu sandalele se potrivește? Se potrivește, da, sigur. Uitați. Întoarce-te în ora mai așa. Așa, să se vadă și sandalele. Uitați ce frumos sandale are Nora. Da. Îmbrăcată mireasă Nora acum. Da, chiar îmi place. Eu am ales-o. Ea s-a ales aia albă, care v-am arătat-o. Și eu când am văzut asta, am zis, a, Nora, ia uite ce frumoasă rochie. Hai să comandăm și asta. Vreau să vă spun că chiar îi stă frumos la Nora. Hai, uită-te așa la mine, Nora, să... Dar știi ce? Desfă-ți părul și dă așa pe o parte ca să-ți fac o poză frumoasă. Nu, bun, hai, du-te. Lasă. Lasă să fie, că și eu sunt. Noastră. Da, sigur. Să fie tot așa, Nora bună și ascultătoare. Da. Să-ți iubească soțul, pe Iosif. El iubește pe Iosif. Și normal că eu apreciez pentru lucrul ăsta. Chiar dacă mi-este Nora, o apreciez pentru că... Lumina asta nu e bună, becul ăsta. Dar ce s-a întâmplat cu becul ăsta acum? Că nu e bine că faci așa. Trebuie să cumpăr altul, am fost la brică aici, am pus. Dar nu-i bai. Unul și nu-i bun. Nu are lumină. Trebuie să cumpăr mată. Nu? Nu are lumină. Nu are lumină prea tare. Da. Facem așa cum putem. Pentru că chiar nu mă simt bine. Nu te simți bine? Nu mă simt bine pentru că mă doare mâinile. Păi am făcut cozonaci, atâta cozonaci, Marcel. Nu mai pot de mâinile mele. Așa mă doare că zic că m-a bătut cineva, m-a dat peste mâini, așa. Nu mai pot. Să nu faci atâta. Da. Și fac așa încet ce pot și eu. Vedem ce mai facem. Acum vă mai arătăm așa și noi puțin câte puțin, poate că nu o să mai filmăm chiar tot ce facem noi aici, pentru că
Acum, normal că nu putem noi să filmăm tot, pentru că facem mâncare, pregătim prăjituri pentru Paște. O să mai filmăm așa. Acum mai filmăm așa, puțin câte puțin, după care o să facem și noi treburile noastre. Mâine iară facem. O să filmez. Mâine, nu știu. A fost... N-ai văzut ce ploaie mare a fost, ce a ploiat azi dimineață, până la ora 12 aproape? Numai ploaie, dar ce, Doamne, că furtună, cu ploaie, cu vânt, cu... Vreau să mergem... Dumnezeu ce vrea, că și oamenii facem. Da, vreau să mergem la Aldi să ne facem cumpărăturile și unde să mă duc, că mă aud tot. Să mă duc cu copiii după mine. S-a supărat Dumnezeu pe lume, că nu-i bună lumea. Acum... Nu sunt oameni temători de Dumnezeu și nu fac oamenii. Cei care își caută să crească pe păcii de inimii lor. Că Dumnezeu să mânie, să supără pe ei. Da. Da, mărțiu, da. Așa. Nu s-a supărat pe poporul Sodoma și Gomora. Da. Hai că vreau să-mi fac o păcii. Asta e intermedie. Gata, Nora, nu așa un pic acum, că nu facem noi lucrurile. Așa sunt, pentru toți cei care nu se păcăsc. Știi? Mai am tremere? Așa. Și cât? Așa. Așa. Da? Hai să te vedem, Nora, acum. Hai, Nora. Hai, dacă bine ești, hai. Să facem așa pentru o poză frumoasă. Păi, frumos, ca să vă fac o poză, să o vedeți. Da. Da. Poate să uită și mama lui Nora la noi, da. Că știu că ne urmărește, că știu, sunt sigură, chiar dacă nu ne trimite ceva mesaj, îi spun ca Dumnezeu să o binecuvinteze pe crusca mea, pe Doina, da. Să fie binecuvântată de Domnul, că mi-a dat o noră foarte frumoasă, da? Și la Nora îmbrăcată. Uitați ce frumoasă, da, sigur, uitați. Da. Să vadă mama lui Nora cum ea este iubită de noi și o apreciem. Este apreciată de noi și o iubim. Că și ea ne iubește, și ea ne respectă. Ți-am făcut poză, Nora? Gata? Noi considerăm că e fata noastră. Da. Mai ai, Marcel? Da. Nu fă. Acum ai să vei suc. Iar. Să știi că eu cu Nora. Nora, și Nora. Dă rog jos rochea, până la locul ei da. Și să bem suc. Da, sigur că da. Suc natural, nu? Da. Așa. Nu plăti curentul, uite, să nu uităm să plătim curentul Marcel. Lasă-te da, plătim. Să spune lumea că nu știu ce și nu știu cum. Ce? Aici trebuie cheltuieli, aici sunt cheltuieli, frați și surori. Lasă, nu mai spune de cheltuieli, nu mai spune de nimic, gata. Lasă așa. Curentul, gazul, ce chiria, curentul fiecare toate, lună. Da. Nu-i treaba oamenilor. Da, lasă. Nu-i treaba noastră. Nu dăm mai explicații la nimeni. E treaba noastră dacă plătim sau nu plătim sau ce avem sau nu avem. Da. Nu, că-i gata. Acum lăsăm așa să mai stea un pic, știi? Dar câtă suc are ăștia, dar ea n-a avut, așa, suc păi, mult. Astea sunt mai bune, da. N-a avut suc, atât de mult. E multe așa cum. Nu știu acum. Erau așa mai cârnoase alea. Dar erau stricate, i-am aruncat jumate. Acum lasă și ăștia acum nu se dă avere mare. Acum îi lăsăm așa, Marcel, și revenim când facem. Prieteni, am făcut două pahare de suc, unul pentru mine și una pentru noi, unul pentru noi. Pentru Iosif? Iosif nu bea. Cum să nu bea, auzi? Da, mai este ce, dacă vrea să bea, adu să pun și el într-un pahar, dar știu că el nu bea. Vrei, mă? Ba da, Iosif. Cum să nu vrea, vrea. Ai grijă, Iosif, cum vei să nu te neci, da? Păi, și de are, uite, cum n-are? Destul. Are și el o cănuță. Hai să nu te neci. Suficient. E bine. Dar asta nu stă în gură. Asta nu stă în gură. Sunt toate curate.
E bună ora? Mhm. Eu îți place? Da, da. Eu beau cafea. În loc de suc. Da, da, și nu mai e de tată. Nu poți să bei, mama, suc de nesta. Eu nu mă joc, gata. Nu... Eu nu se joacă, ce crede, mă? Îți place? De da, asta? Da, acum să iese mă umplu de asta. Trebuie să mulțumesc lui Domeni. Hai, du-te. Mă, din ăla poți să bei la o iagă. Suc la de sticlă, așa. Da, eu nu beau nici din ăla, Nora. Cum îi spune? Fanta din ăla, de nu este tare. Care beam noi acolo când eram la... Chinești. La asiatici, acolo, la magazinul ăla. Da. Nora? O să facem acum amplitura de mere. Să punem zahăr, așa, și punem două zahăr de vanilie, zahăr vanilat. Ce-ai făcut, Iosif? Ce-ai făcut? Ce vrei? Lasă că n-ai făcut nimic, de la mine, de la mine cam. Te ajut aici. Stai pe scaun aici, Iosif. Am scăpat un pic. Dar lasă că nu are nimic, că șterge în ora. Lasă, Iosif, nu are nimic acolo. A căzut acolo, din greșeală a căzut, nu are nimic. Dă, lasă că-ți dă paharul, lasă după aia. De pahar. Așa. Zahăr după gust, da? Iosif. De ce nu te-ai rămas? Nu cu aia, Nora, nu cu aia. Nu, asta am făcut eu curățenie. A, da? Nu, ce faci acum? Îmi trebuie... Da. Nora, facem aici merele. Ia la și soarele afară. Pregătim pentru să vedem să facem prăjitura noastră. Nu, astea nu mă prește. Să dăm drumul la cuptor. Când am dat drumul la cuptor, să nu mai găsească numai. Dar oricum frig decât cu cald. E cald afară. Nu știi. Bine, acum frig. Nu e așa frig ca să fie frig. Să nu mai poți. Dar oricum. Da, nu trebuie pe vremea asta fost cald. Da, și cald era... Era? Știi că nu era? Știi că a nins? Că am filmat și am pus pe Facebook. Ce? Că a filmat în aprilie. În mai. Era zăpadă aici în Belgia. Lasă așa. Nu, bun. Și acum scoatem imediat... Gata, am pus cuptorul. Da, dar trebuie să mă uit eu să văd la ce e asta. Am dat drumul sau azi? Am scos aluatul de la frigider. Am pus așa pe o hârtie din asta de copt. Și acum o punem în tavă. Da, vrem să o punem în tavă. Așa. O să punem așa. Nu. Ai văzut? Mă aștept. Fix. Da. Fix. Nu. Așa, acum pui mere, nu? Pui mere acum, nu? Acum punem mere, da. Mai tai și aia de acolo. Mai tai un pic din asta, ca să pune pe mijloc când pui adevărat. Hă? Trebuie să pui mai încolo puțin. Da. Dacă așa. Și acum facem a doua. Punem... Da. Stai să pregătesc a doua. Da, și după aia pui mere. Hai că revenim, nu? Da. Așa. Ține acolo, Nora. Și acum punem merele. Punem așa cu mâna, că doar noi suntem, nu? Da, pune mere din berșu ca să avem.
Pentru noi le faci prăjiturile. Pentru noi facem, nu? Da, le faci pentru noi. Dar acum și pentru alții, dacă aș făcea Nora tot așa. Da. Că ce facem pentru noi, trebuie să facem și pentru alții, știi? Normal. Și așa spune Biblia. Tot ce este mai bun, să dăm la alții. Da? Mă vreau să spun că nu. Pentru noi e așa, că nu vin împărați la noi. Noi suntem familie, normal că domnitor nu e creață de... Acum am pus... Păi asta vreau să spun, ora. Că doar suntem o familie, facem cu mâini. Nu suntem la restaurant ca să vină lumea. Și în primul rând, vreau să vă spun că... Și Marcel știe treaba asta. Da. Acolo unde ne-am dus să cumpărăm tobă. A avut aia manuș acolo, care vânzătorii care n-aveau mănuși. Așa, și să vezi că ce magazin de lux era acolo. Așa-i? Era, da, așa. Că era magazin de lux și n-aveau mănuș. Acolo. Nu m-am pis pe așa. Da, suntem o familie, ne trebuie nouă mănuși. Și acolo? Da. Punem așa, că dacă o punem mai faină, mai bine. Da? Este sărbătoare. Auzi la Nora, păi nu este sărbătoare, Nora, nu-i bine sărbătoare. Ia că da. Sărbătoare, aici suntem pragul de Paște. Da. Trebuie să luăm asta așa frumos, ca să nu tăiem. Nu mă deșeam ce folezi, că nu mă deșeam ce folezi. Nu e ca așa, 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 da. Te ajut? Gata. Arată aici așa cu da, se vede. Camera. Se vede, se vede foarte fain. Da, se vede, uite. Da? Da. Și acum o facem așa cu mâini. O lipim. Așa cum făcea bunicii noștri, cum făcea mamele noastre, nu așa făcea Marcel, că păi de bunică. Păi cum să nu spun de bunica, că da, astea sigur, sunt prăjituri tradiționale, astea sunt prăjituri vechi, care se făceau odată. Da. A de mult. Da, și au rămas, uite, au rămas rețetele vechi, cum făceau mai de mult bunicii noștri și mamele noastre. Da. Nu, așa. Și acum o ungem cu ou și o punem la cuptor. Da? Dar da. O pungem așa cu furculiță, nu ră. Adun furculița să o pungem așa. Da, o pungem așa puțin cu furculița. Încet. Așa. Așa. Gata. Acum trebuie să faci cu ou. Și gata. Și gata. Și o punem la cuptor și după aia... După aia ce vrei? Vedem. S-o halești? S-o halesc. Hai, lasă. Păi da. Nu rade. Sigur că da. Trebuie să răcească, ho! A putești nu gata și deja să fie să răcească, ho? Ho, că trebuie să răcească, ho! Stai, când o să fie gata. Stai, când o să fie gata, stai, stai, mă băiatule, stai! Nu te grăbi! Nu mă grăbesc, Marenica, nu mă grăbesc, gata. Ți-a dat lapte? Adu-mă un pic de lapte, Nora. Aici așa. Și facem și pe aia la altă tot așa. Cu brânză, aia o să fie. Hai, cu brânză. Da, cu facem brânză. Cu brânză, da, sigur că da. Una cu brânză și una cu merit. Da. Bună. Da, uitați așa că...
Wow, să vezi ce frumos se face când e gata. Da. Mă, să vezi ce lucește. Ce luciu frumos are asta. Mhm. Jitura asta. Da. Na bun. Da. Noi acum ce faci, Valerica? Pregătim brânza, Marcel. Da? Da, să facem și tava aia l-altă. Noi avem aici 3 cutii din astea așa mai mici de brânză, care are 250 de grame una. Da. Total 750, nu? Da. Punem brânză că... Trebuie. Să aibă. Brânza de la Aldi. Așa. Punem niște zahăr vanilat. 2 piculețe. Punem niște zahăr. Zahăr după gust. Da? Așa. Acum cât? După gust. Cum vrei să fie de dulce? Da. Îmi trebuie o lingură, Nora, să-mi aduci o lingură ca să pun... Așa. Îngălbăm greu? Da. Așa. Punem câteva linguri de griș. Una, două, trei, patru. Așa, atât. Lăsăm aici așa, el când stă, să mai umflă grisul și atunci este fain și fin. Da. Până ce noi pregătim aici, să întindem foaia. Așa. Stai să arunc asta la cuberă. Okay. Arunc tu, nu mai aruncă, te rog. Marcel, cu șorțul tău. Da. Ai făcut merele. Astăzi erai harnic. Astăzi eram harnic. Da, erai harnic astăzi cu mine aici? Da. Da. No, bun, continuăm. No, continuăm să pregătim foaia, să o punem. Asta e tavă, mai mică. Da. Acum iară cu tăbile. Lasă cu tăbile, că știe. Acum bă, tăbile... Prietenii noștri care sunt tăbile noastre, l-au văzut de atâtea ori, să știe. Așa e, nici mai mare, nici mai mică, numai bună. Eu am mai măsurat-o, asta, și aia altă. Aia mai mare decât asta. Mm. Nu știu cât mai are acum, nu mai știu. Acum. Am uitat, deja a făcut Valerica prima foaie și uite, a pus aici brânza. Oameni buni. A, ce prăjitură bună să fie asta. Cum, dacă pui de toate, sigur că iasă bună, aromată. Nu așa? Da. Mm. Și acum mai faci și partea alantă, nu? Da. Mm. Așa. Mamă, ce prăjitură o să fie asta. Asta o să mânc eu la greu. O să mânc eu la greu. Mhm. Câtă brânză. Gata, hai pe alta a doua. Și gata, vă arătăm, oameni buni, când e gata, nu? Da.
Nu apă primare, da? Da, apă și foaia. Da. Acum vreau să tai marginile astea. Trage, așa. Trage, trage. Așa. Așa. Să luăm... Mai multe margini. Da. Trage, nu. Da, bun. Și acum facem așa un pic. E bine așa. Da. Da, bun. Și acum o dai cu ou, nu? Da, și o punem la cuptor. Și urmează să punem la cuptor. Și gata. Îmi pungem și asta așa cu ou. Ca să nu facă burtă, să se umflă. Încet. Da, Nora. E gata prăjitura noastră. Uitați cum arată. Acum am scos-o din cuptor. Am lăsat-o la 170 de grade, 20 de minute. Uitați cum arată, de faină. Foarte frumoasă așa. O să tăiem când e rece, că nu putem să o tăiem acum. O lăsăm să răcească. În timp, noi ne facem ceva de mâncare. Pentru că trebuie și să mâncăm. Dar sigur, ia ca așa, acum, pe grabă. Știi? Pe grabă, ia ca așa. O tăiem așa ceapa. Dar vă ce credeți că când era mama mai de mult, ea avea tocător să tai, așa tăia mama ceapa. Da, da, nu tăia cu tocător. Așa o tăia, o fac mai mare. Dar nu o să filmăm treaba asta. Acum că noi suntem ocupați, noi o să mai facem altă rețetă. Eu pun mâncarea mea la foc, o pun să fiarbă și... revenim să facem altă prăjitură, altă filmare. Să răcească prăjitura, vă arătăm când e rece și o să încheiem filmarea asta, după care începem alta. Acum vrem să tăiem, să vă arătăm că s-a răcit prăjitura noastră. Uitați așa. O tăiem așa frumos. Așa. Și așa. Ce culoare faină are. Bunătate, e o bunătate, Nora, o bunătate. Dar stai să vedem acum cum o iau de aici, prima că, nu, prima întotdeauna e mai dificilă. Așa. Da. Uitați cum arată. Îmi trebuie aia, Nora, știi tu, care să iau. Unde e paleta? Da, mea, păi dacă nu ai prăjitură din asta în casă, nici nu se vede că e sărbătoare. Vă spun eu. Asta e prăjitură veche, așa cum... și-a rămas. Prăjitura asta a rămas în istoria românilor, să vă spun. Da, da. În istoria românilor. Are umplutură. Uitați câtă umplutură are. E o bunătate. Frumos. Are tot ce trebuie. No, bun, revenim să punem tot și să încheiem filmarea, o punem aici, o pregătim. No, vedeți cum arată prăjitura mea? Ia, uite, care am făcut, dar vreau să o rup așa ca să vă arăt. Așa, Nora, uite. Să o rupem. Wow, ce frumos se rupe, ce fragedă, ce... Vezi? E o bunătate. Frumos a ieșit aluatul. Da. Superb. Cara mama Valerica. Așa.
să vedem și aia cu brânză. A, și cu brânză. Vrei să o... Vrei să o tai și aia cu brânză. Hai să vedem. Opa. Hai să vedem cum e și asta. Noi. Mamă. Mama bucătăreasa. Are aromă foarte bună, dar să vedem asta acum. Cum e. A ieșit foarte frumos, are o culoare foarte frumoasă. Tăie marginile. Și aluatul. Așa. Să vedem și asta cum a ieșit acum. Da. Oprește Nora. Gata, Nora. Asta hai să vedem brânză. Acum cum arată asta cu brânz. No, acum, uitați. Uitați. Da. Da. A ieșit foarte frumos. Așa e, Nora? Da. Tot același aluat, să știți, că mai am făcut așa și mi-a scris cineva că tot același aluat, tot același aluat care am făcut, dar ați văzut pe filmare și se vede pe filmare. Care am făcut cu mere, tot același aluat, am făcut și cu brânză. Da. Da. Da, e făcută. Ce frumos e super. Și... Da. Și brânza înăuntru, în aluat, ce frumos se vede. Așa e, Nora? Da. O bunătate, da. Uitați aici așa și asta, o bunătate. Da. Super, super. Amândouă, a ieșit superbe. Minune. Da. Așa e, Nora? Da. Îmi place. Punem un pic de... zahăr pudră. Așa, să o pudrăm. Ca să fie faină. Hai să vedem cum punem asta așa la mijloc. Când vine becul mai tare, când da. Merge becul mai... Ce frumos a ieșit amândouă. Așa e, Nora? Da. Super, superbe, superbe. Super. Și vrem să rupem și una. Da, asta să pun... Nu, îți place? Îți place? Vezi, Nora? Da, foarte frumos. Să-i dați acolo un mare like la mama Valerica Bucătăreasa, nota 10. Pentru noi, de suntem familia ei. Da. Și să vă abonați. Aceasta este prăjitura mea care am împărșit-o, am împărtășit-o și cu dumneavoastră. Eu sunt mulțumită. Mulțumită de ceea ce fac pentru familia mea și o împărtășesc și cu dumneavoastră. Vă spun o zi binecuvântată, Domnul Iisus să vă binecuvinteze și vă mulțumim că sunteți cu noi în fiecare zi. Nu uitați să vă abonați și ne vedem la următorul filmuleț. Pe curând! La revedere!